Bine v-am regăsit! Finalul primului antrenament, așa că am făcut botezul acestei benzi de alergat Orion. Sunt tare bucuroasă pentru că este un brand care s-a născut ca idee în România. Este produs, iată, de o echipă de-a noastră și face față cu brio cerințelor. Eu am fost în atâtea săli de sport de-a lungul timpului și știu să fac diferența între un aparat bun și unul mai puțin bun. E nevoie de stabilitate atunci când alergi, să nu se miște aparatul cu tine. E nevoie să reziste la viteze mai mari, la greutatea corpului tău și să aibă tot felul de opțiuni despre care vă voi povesti în cele ce urmează. Dar de ce m-am hotărât eu să iau o bandă acasă? Pentru că odată, perioada asta de pandemie ne-a ținut cât mai mult acasă și ne-a ținut departe de sălile de sport pe motive lesne de înțeles, deși unele săli de sport au mare grijă la igienă și la respectarea tuturor regulilor, totuși, în perioade mai grele, e mai sfânt să stai departe. Asta este. Îmi pare rău să spun asta pentru că eu sunt o adeptă a mișcării și a sălilor de sport, dar ce să facem? Sunt și perioade când trebuie să înțelegem că e mai bine să avem grijă înainte de orice de sănătatea noastră. Așa că, trecând mereu în zona casei mele, pe lângă un afiș foarte mare, pe care tot vedeam aparatele de sport, într-o fotografie uriașă, iar banda e cea ce mi-ar fi trebuit mie cel mai mult, venind gerul ăsta care m-a oprit și să alerg în natură, pentru că alerg des afară, pur și simplu nu am nevoie neapărat de o sală de sport ca să fac mișcarea aceasta, am hotărât că da, vreau să-mi fac un cadou, că-l merit, sunt fată muncitoare și că vreau să am acasă o bandă, dar care să fie calitativ bună, pe de altă parte să nu fie atât de mare încât să nu reușesc să o încadrez în spațiul casei mele. Să nu ocupe foarte mult spațiu, deși banda trebuie să fie destul de generoasă, astfel încât să nu te lovești de margini atunci când alergi. Și am găsit exact varianta de care am eu nevoie. Nu știu dacă ați auzit-o, dar Lady mă aprobă. O să o pun și pe ea, deși e o leneșă, pe bandă, odată la o viteză foarte mică, să văd cum se descurcă. Glumesc, bineînțeles. Am hotărât că îmi doresc această bandă și câteva accesorii, câteva unelte pe care le am deja aici în față. Greutate, stepper, mă rog, fiecare își cunoaște nevoile și plăcerea de a face un anumit tip de mișcare. A sosit, m-am bucurat tare mult, am așezat-o chiar aici lângă pian, că uneori fetița mea cântă și îmi face mare plăcere să o ascult în loc să alerg uitându-mă la televizor. Există de altfel, și asta îți face drumul mai plăcut și mai ușor, o aplicație, se numește Fit Show, pe care o pui pe telefon. Fără nicio problemă setezi unul dintre programele sau traseele, mai bine spus, pe care le are și vezi pe acel ecran drumul tău ca și cum ai alerga pe un drum de munte sau pe o cărare însorită dintr-o altă zonă a țării. E foarte plăcut. Ai senzația că alergi în natură. Știu că e o iluzie, dar e o iluzie plăcută care îți face drumul mai ușor. De altfel, această bandă Orion Travel R9 se numește și am luat-o de pe sportpartner.ro. Prin Bluetooth se poate conecta și cu ceasul meu. Putem vedea tot felul de programe, pot urmări aici ce se întâmplă cu inima mea, mă rog, timpul, caloriile consumate, distanța și așa mai departe, dar bineînțeles că eu le pot vedea și pe ecranul mare de aici, din fața mea. Uite, dacă vei vedea ecranul care ți arată totul, acum stau pe loc și de aceea nu
e cazul. Ce pot să mai fac este să stabilesc înclinația presetată de aici, viteza sau din punct în punct, fără nicio problemă. Am și posibilitatea de a ține mâinile pe aceste mânere și iată, viteza o pot mări de aici sau o pot ajusta așa cum îmi convine și în cealaltă parte înclinația. Există 12 programe de alergare, precum vedeți, traseele sunt care de care mai complicate și ca intensitate. Pe de altă parte, iată, le pot accesa și de aici și există și un program, se numește FET, dacă am reținut eu bine, te ajută să măsori, la un moment dat când alergi, ținând mâinile pe cele două bare laterale, aici unde sunt acești senzori, grăsimea din corp. În fine, sunt tot felul de parametri pe care noi, de care noi fetele suntem foarte interesate. Mai departe de atât, cred că e foarte important că prin un mic fir pot să pun telefonul meu și să ascult muzică, fără nicio problemă. De asemenea, aici am posibilitatea de a băga un stick cu o selecție muzicală ce-mi place și vreau să o iau la mine. Am butoane pentru volum, pentru a asculta melodia următoare sau pe cea anterioară și așa mai departe. Am un loc unde să-mi pun băutura. Am posibilitatea de a strânge această bandă, pentru că nu vreau ca în casa în care locuiesc întotdeauna să-mi ocupe mult loc. Și ia. Strâng. E foarte simplu, da? Și când vreau să... Poate că vreau să pun ceva în locul acesta acum, da? Și mi-ocupă mult prea loc, mult loc. Și poate că vreau să fac curățenie sub ea. Deci mă ajută din acest punct de vedere. Și ca să o dau înapoi, pur și simplu are aici un senzor, îl ating cu piciorul și ea va veni singură înapoi. Tot ce pot să spun este că suntem viață doar în mișcare. Așa că fiecare dintre noi găsește cele mai bune soluții. Unii pun apă în sticle și le folosesc pe post de greutăți, alții urcă scările de la bloc și le coboară de 100 de ori. Cine are posibilitatea să aibă acasă o bandă, un stepper, o bicicletă, un mic ajutor pentru a face mișcarea mai ordonat, disciplinat, într-un mod mai organizat, e mare lucru și eu sunt tare fericită cu acest Orion. Mulțumesc tare mult prietenilor de la Sport Partner, pe capul cărora voi veni și la primăvară când vreau o bicicletă adevărată. Sper ca până atunci să putem merge fericiți în aer liber cu bicicletele noastre sau la plimbare, cu sau fără mască, aș prefera fără, însă cu inima plină și să simțim viața prin toți sporii. Să fiți sănătoși! Sănătate că e mai bună decât toate!